Știți de ce mi-e dor? Mie de perioada când telefoanele nu erau plictisitoare. Dacă mai țineți minte, acum câțiva ani buni, exista Nokia, exista LG, exista Sony, Samsung, Apple și așa mai departe. Fiecare brand avea câte un model de telefon flagship care era diferit și avea personalitate. Evident, cu avansul tehnologic de la vremea respectivă, flagship-urile erau destul de scumpe și în zona entry-mid nu prea aveai ce să alegi decât telefoane care, să spunem că erau cât de cât decente, dar nu puteai să te joci, nu puteai să asculți muzică bine, nu puteai să ai un ecran decent și așa mai departe. Acum, în prezent, tehnologia nu mai este atât de scumpă și ce astăzi este flagship și scump, mâine va fi ieftin și mainstream. De ce spun acest lucru? Pentru că, de exemplu, ecranele cu refresh rate mare au început să apară inclusiv în zona entry level și mid range. Aici am un Galaxy M12, un telefon ce se găsește pe piață în jurul sumei de 800 de lei, aproape 800 de lei, mai precis 770 de lei și îți rămân bani să-ți cumperi o husă de silicon cât de cât decentă. Dar întrebarea mea este următoarea: chiar dacă ai un ecran cu refresh rate mare pe un telefon entry level, te ajută sau nu la ceva? Este doar o strategie de marketing sau îți oferă o experiență cât de cât diferită față de ceea ce aveam acum un an sau doi ani în această zonă de preț? Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre acest Samsung Galaxy M12. Un telefon accesibil, un telefon foarte confortabil, ce promite o utilizare destul de multă datorită bateriei mare, aș putea spune, pentru un telefon entry level și, ei bine, are câțiva ași în mânecă. Să vedem de ce este în stare și dacă este sau nu o alegere potrivită pentru un telefon de buget. După standardele curente, Galaxy M12 nu este cel mai arătos telefon. Are o bărbie și o frunte destul de groasă, în schimb regăsim câteva elemente moderne, cum ar fi colțuri rotunjite sau acest V-shaped notch ce ascunde camera pentru selfie. În ceea ce privește grosimea telefonului, acesta măsoară 9,7 mm, cel mai probabil se datorează faptului că înăuntru au trebuit să înghesuie o baterie de 5000 de mAh. În orice caz, telefonul nu se simte rău în mână, este construit în totalitate din material plastic, mai puțin, evident, sticla ce protejează display-ul, butoanele pentru volum sunt în partea dreaptă, alături de butonul pentru power ce ascunde sau încorporează un senzor de amprentă. Este un senzor de amprentă capacitiv, un senzor clasic ce își face treaba fără absolut nicio problemă. Nu este nici cel mai rapid, dar nici cel mai încet senzor de amprentă din lume. Revenind puțin asupra ecranului, 6,5 inch în diagonală, din nou, un standard destul de des întâlnit la telefoanele din ziua de astăzi. În schimb, tehnologia este PLS-TFT. Asta înseamnă că ecranul nu are cele mai bune culori din lume, iar rezoluția lui este HD+. Din nou, elementele nu vor fi foarte, foarte ascuțite, dar din experiența pe care am avut-o cu acesta, am observat că videoclipurile pe YouTube sau serialele pe Netflix se văd fără absolut nicio problemă. Ce am menționat la începutul videoclipului a fost faptul că ecranul are 90 de Hz. Este un lucru interesant pentru că tehnologia acum ceva vreme era destul de scumpă. Dar în ziua de astăzi, după cum puteți observa, o putem regăsi inclusiv la un telefon entry level. Merită sau nu merită să faci marketing pe acest lucru? Ce-i drept, animațiile sunt mult mai fluide, aplicațiile se mișcă de parcă ai avea un procesor super puternic. În schimb, pe partea cealaltă, fiind un telefon entry level, clar nu o să ai un CPU foarte puternic și vei observa anumite momente
când telefonul are lag în interfață, mai ales atunci când este trezit din somn sau când îl lași foarte mult timp și vrei să-l utilizezi, îl deblochezi, îi ia ceva timp să inițializeze fiecare proces, fiecare gest și așa mai departe. Nu mi se pare un capăt de țară, apreciez faptul că se mișcă mai mult decât decent pentru această zonă de preț, iar performanța mi se pare suficientă pentru a da scroll pe rețele de socializare, a citi știri sau a căuta informații în browser. Sistemul de operare este Android 11, iar interfața este One UI 3.1 Core. Ce înseamnă acest lucru? Arată la fel, dar câteva funcționalități nu există, spre deosebire de telefoanele ce folosesc full One UI. Din nou, în experiența pe care am avut-o, nu am observat să-mi lipsească ceva cu acest telefon. În partea din stânga avem Google Feed, pe care îl putem accesa când vrem noi. Aplicațiile funcționează fără absolut nicio problemă. În schimb, pe partea wireless, să spunem așa, îi lipsește câte ceva. Cum ar fi? Wi-Fi 5 GHz sau ultima versiune de Bluetooth. Din nou, nu mi se pare un capăt de țară, pentru că te poți conecta la absolut orice Wi-Fi cu telefonul sau poți să folosești orice pereche de căști fără fir, din nou, fără nicio problemă. Și în cazul în care nu ai așa ceva, ai o mufă jack și lucrurile sunt foarte, foarte simple din acest punct de vedere. În ceea ce privesc testele sintetice și pentru cei curioși, am făcut și Geekbench 5. Hai să vedem cum s-a descurcat. 182 de puncte în single core și 1105 puncte în multicore. Nu este un scor extraordinar de mare, dar pentru un Exynos 850 cuplat cu 4 GB RAM, mi se pare mai mult decât decent pentru 800 de lei sau sub 800 de lei. Înainte de a vorbi despre camere, aș vrea să mă opresc puțin și să vă împărtășesc impresiile despre experiența de utilizare pe care am avut-o cu acest telefon. Acum ceva vreme, când Samsung scotea o funcționalitate nouă în ceea ce privește software-ul, de obicei se regăsea pe telefoanele lor scumpe. De exemplu, acest Apps Edge. Era întâlnit la telefoanele flagship, iar telefoanele entry și mid-range nu beneficiau de aceste chichițe software. Un alt aspect pe care l-am observat și l-apreciez este faptul că acum poți activa vibrația pe telefoanele ieftine și experiența nu este chiar atât de rea. Ce mai vreau să vă spun este că avem NFC. Poți să folosești acest telefon cu Google Pay, cu Samsung Pay, cu ce Pay vrei tu, pentru că îl poți apropia de POS și în momentul acesta un telefon ieftin poate deveni portofelul tău digital. De obicei, producătorii omiteau includerea acestei tehnologii în zona aceasta de preț, dar se pare că de data aceasta Samsung a luat decizia să facă utilizatorii ce nu-și permit device-uri mai scumpe un pic mai fericiți. La capitolul foto nu vom găsi ceva extraordinar de diferit. Avem un senzor principal de 48 de megapixeli, urmat de un senzor de 5 megapixeli cu lentilă ultra-wide și în final cele două camere macro și depth. În ceea ce privește calitatea, ei bine, nu este chiar atât de rea. Clar nu o poți compara cu un telefon din zona mid-range sau high-end spre flagship, dar a reușit să scoată niște detalii destul de bune, spun eu. Aici am făcut o poză cutiei și după cum puteți observa, am dat zoom destul de mult cât să observ felul în care a fost printată această etichetă, ceea ce nu mi se pare rău absolut deloc. Facem o poză la cană, ok, facem un pic focus hunting, nu este nicio problemă. Ia să vedem ce detalii avem la această cană. Aici în spate muchia pare puțin pufoasă, aici toarta pare să aibă un glow și nu este clară, dar ceea ce se află în prim plan este destul de detaliat, ceea ce înseamnă că poți să folosești acest telefon, să scanezi documente, să faci poze la text, să faci poze la, eu știu, pagini dintr-un manual sau ce alte nevoi mai ai tu, fără absolut nicio problemă. Din nou, un aspect pe care îl apreciez. În ceea ce privește capabilitatea lui de filmare, putem filma Full HD 30 sau HD
30. Nu avem tratament 4K, dar nici nu cred că este cazul în această zonă de preț, având în vedere că procesorul nu cred că ar putea să ducă 4K fără să se încingă sau fără să ți se ducă bateria, uite așa. Spre final, mai trebuie să vă spun că acest telefon se încarcă fast la 15W și, din fericire, Samsung a inclus în pachet un adaptor de priză tot de 15W, alături de un cablu obișnuit USB tip A, USB tip C. Ca să mă întorc la ideea de la începutul videoclipului, poți sau nu poți folosi în ziua de astăzi un telefon entry level? Răspunsul meu este da, cu anumite excepții, să spunem așa. Dacă ar fi să compar telefonul acesta cu un telefon entry level de acum câțiva ani de zile, clar, acesta este mult mai avansat. Cele vechi sunt demodate și uzate moral, să spunem așa. Chiar dacă în continuare rulează și în continuare poți instala aplicații pe el, nu o să ai o astfel de experiență ca un telefon entry level din ziua de astăzi. Ceea ce vreau să spun este că, deși nu are un ecran 2K, nu se încarcă fast la 50W, nu are wireless charge, nu are, eu știu, USB 3.0 sau Wi-Fi AC, genul acesta de telefoane entry level din ziua de astăzi oferă minimum necesar pentru a avea o experiență fluidă. Și după cum ați putut observa în acest videoclip, telefonul în sine nu este unul rău. Are un senzor de amprentă decent? Da. Are NFC și poți plăti? Da. Poți să stai fără absolut nicio problemă pe rețele de socializare și să te joci din când în când? Da. Poți să te uiți la filme? Da. Te ține bateria? Da. Și așa mai departe. Ați prins voi ideea. Nu este un telefon rău, nu este un telefon pentru toată lumea, mai ales pentru pretențioși, dar în cazul în care bugetul este limitat, să spunem așa, M12 ar putea fi o alegere chiar foarte bună și are un atu față de restul telefonelor. Pe spate chiar e frumușel și are și textura aceasta diferită, stă foarte bine în mână și atunci, de ce nu? Pur și simplu este un dispozitiv care ar trebui să te ajute în viața de zi cu zi. În fine, asta este părerea mea, evident vreau să aflu și părerea voastră și ne vedem data viitoare într-un nou videoclip. Salut!